Proiectul a fost declarat eligibil la finele anului 2023 și va intra la finanțare după ce comunele Șirineasa, Peșceana, Glăvile și Scundu vor înființa o asociație de dezvoltare intercomunitară. În acest sens se fac deja demersuri. Noi am depus solicitarea de finanțare în cadrul unui parteneriat. Șirineasa, Peșceana, Glăvile, Scundu. Legea prevede că în momentul când avem comunicarea că am fost prinși în lista sinteză, trebuie să facem adiurile. La ora actuală noi lucrăm la... lucrăm, că zilele următoare documentația este gata, la întocmirea statutului actului constitutiv al asociației, din parteneriat în adigate. Adică sunteți pe lista de sinteză, urmează să primiți finanțare. Da, păi a fost comunicată. Noi în paralel lucrăm la proiectare. Deci avem o firmă, firma care ne-a făcut documentația și am depus pentru solicitare de finanțare. Lucrăm la proiectare, la ora actuală am mai avut o porțiune de drum județean pe care nu aveam ridicările topo, s-au făcut săptămâna trecută, să ia viza UCPI, să depună și acestea. Cu cine sunteți în asociere? Asocierea e cu Peșeana, Glăvile, Scundu. Pentru că amărăștiul n-au fost în stare la timpul respectiv să își facă documentele care trebuiau, pentru că îi luasem și pe ei lângă noi, dar am stat până în ultima secundă să depunem solicitarea, așteptând să ne dea documentele care trebuie, n-au fost în stare să le dea, au fost niște divergențe la ei între primar și consiliu și n-au fost în stare să își facă documentele care trebuiau. Și atunci am mers noi patru, Șirineasa, Peșeana, Glăvile, Scundu. Peste 1000 de familii din comuna Șirineasa vor beneficia de acest proiect. Noi avem 1000 și de gospodării la ora actuală, Șirineasa. Dacă mă întrebați acum 2-3 ani de zile, sau poate chiar mai mult, până să explodeze prețul un halul ăsta la lemne, poate vă spuneam că lumea nu e interesată, pentru că din discuțiile mulți erau sceptici în problema gazelor. Dar acum să știți că lumea și-a schimbat viziunea. Mulți așteaptă gazele. Deci foarte mulți. Nu se pune problema că investiția nu este dorită. Nu, pentru că am făcut niște comparații cu persoane care, avem câteva persoane care au stații de, au butelii de gaz pentru centrale. Și poate prețul e echilibrat cu cel la lemne, dar la gaz nu stai să mai scoți cenușe, nu stai să mai spargi lemnele, nu stai să le mai car, să le... Deci, da, altul e confortul și dacă ne uităm în ziua de astăzi, toată lumea vrea confort. Valoarea inițială a proiectului a fost de 7,5 milioane de lei. După actualizarea documentațiilor tehnice, se așteaptă ca această sumă să crească.